Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gherganov și vă invit să vedem împreună știrile prânzului pe TVR Moldova. Taxa de închiriere a manualelor școlare pentru clasele a 5-a, a 9-a este neconstituțională. Este contrar legii supreme, a decis Curtea Constituțională, referindu-se la prevederile Codului Educației care obliga părinții elevilor de gimnaziu să achite chiria manualelor. Constituția stipulează clar că învățământul primar și cel secundar general este obligatoriu și gratuit. Autorii sesizării spun că elevii claselor a 5-a, a 12-a sunt discriminați în raport cu cei din clasele primare, pentru care manualele sunt gratuite, întrucât achită taxa de închiriere a cărților. Mai mult, prevederile Codului Educației, care îi obligă pe părinți să achite chiria manualelor, contravin Constituției. Articolul 35 al Constituției Republicii Moldova prevede că învățământul general de stat este obligatoriu și acest învățământ general este gratuit. Ministerul Educației spune că sistemul de închiriere a manualelor funcționează de 20 de ani și asigură elevii cu suport didactic pentru a-și desfășura activitatea. Ceea ce facem noi, punem în aplicare un text de lege și avem un sistem de închiriere a manualelor începând cu anul 1998, care funcționează la noi, la fel ca și în alte state. Anual, pentru chiria manualelor sunt necesare cel puțin 20 de milioane de lei. Chiria celui mai ieftin manual este de 2 lei, iar a celui mai scump de 20 de lei. O cifră de 20-25 de milioane anual pentru înzestrarea Fondului Național de Carte cu manuale școlare nu sunt nu este, după părerea mea, o sumă mare pentru o stat, Republica Moldova, și consider că acești bani pot fi găsiți în bugetul de stat. Argumentele ambelor părți au determinat pe magistrații Curții Constituționale să ia o decizie în favoarea elevilor din clasele gimnaziale. Astfel, sesizarea deputaților PSRM a fost admisă doar parțial. Se declară neconstituțional articolul 41 alineat 4 din Codul Educației al Republicii Moldova, în partea în care vizează asigurarea elevilor claselor a 5-a, a 9-a cu manuale școlare conform schemei de închiriere aprobată de Ministerul Educației. Ceea ce înseamnă că liceienii vor plăti în continuare taxa de chirie a manualelor. Deciziile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei căi de atac. După verdictul în altei curți, Parlamentul este obligat să ajusteze legislația și să excludă din Codul Educației prevederea care îi obligă pe părinți să achite taxa pentru chiria manualelor pentru elevii din clasele gimnaziale. Opriți infracțiunile ecologice și defrișările din Chișinău, este mesajul unui grup de protestatari nemulțumiți că tot mai mulți copaci din capitala Republicii Moldova sunt tăiați. Ecologiștii anunțaseră pentru astăzi un masiv marș de protest, însă manifestanții au putut fi numărați pe degete. Noi nu avem o întreprindere care asigură protecția spațiilor verzi. Avem o Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, care distruge aceste plantații verzi și plantate nu de dinși, dar de părinții noștri. Volumul de oxigen nu e de la un puieț mic, dar e de la un arbore mare, 40-50 de ani. Nu doar că am văzut, ci am zeci de cazuri în care zone verzi au fost defrișate pentru a face locul unor blocuri de locuit, complexe comerciale, magazine, gherete, alte blocuri, sau cum se taie pentru a se face biserici. Membrii Mișcării Ecologiste Urbane au prezentat și în trecut date din care rezultă că în ultimii 25 de ani suprafețele verzi din Chișinău s-au redus cu circa 1000 de hectare. Autoritățile au replicat că în locul copacilor tăiați s-au plantat puieți. Oficial, spațiile verzi din capitală se întind pe mai bine de 7000 de hectare. Elevii unui liceu din Chișinău au vizitat astăzi Școala Securității din cadrul Departamentului Situații Excepționale. Acolo au avut ocazia să învețe regulile de bază în acordarea primului ajutor în cazul prăbușirii sub gheață.
Copiii au simulat o situație de risc. Unul dintre colegii lor a căzut în apa înghețată. Scopul celor rămași pe mal era de a găsi cât mai repede obiecte pe care le-ar putea folosi ca să-l scoată din apă. Ajutați-mă, mă ies! Ajutați-mă, vă rog frumos! În urma acestui exercițiu, elevii au conștientizat rolul pe care îl pot avea în salvarea unei vieți în diferite situații. Noi не нельзя бежать на лед, идти туда это небезопасно. Еще то, что для человека одного на лед это 7 сантиметров безопасно, а для двух это 15. Если находишься в воде, нужно приползать, чтобы лед еще раз не оборвался. Быстренько ты можешь найти шарф, палку и лестницу, если где-то поблизости есть. Да, санки, если ты пришел с ними. Sunt atunci când se deplasează în grup. Deci, când se deplasează în grup, toți împreună, mai mult de 3 persoane, gheața este fragilă, să meargă la o distanță de minimum 1,5 m unul de la altul, chiar dacă s-a prăbușit și este în haine groase, deci să se dezbrace de haina groasă, să o lase în apă, și cel mai important este să păstreze calmul. Astfel de lecții sunt organizate zilnic la Școala Securității. Odată cu încălzirea vremii, gheața este fragilă, iar meteorologii au emis deja o avertizare hidrologică în acest sens. Tranșa a doua din împrumutul de 150 de milioane de euro acordat de Guvernul Român Republicii Moldova vine la sfârșitul acestei luni. Despre aceasta, dar și alte informații în știrile pe scurt. În luna ianuarie, Agenția Medicamentului a eliberat 407 autorizații de import pentru medicamente, dublu comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Autorizațiile de import se acordă pentru o perioadă de un an sau în limitele indicate în autorizație. În prima lună din 2017, în Republica Moldova au fost importate peste 7 milioane de cutii de medicamente, în creștere cu 43% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul Justiției Vladimir Cebotari a avut o întâlnire oficială cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James D. Petit. La discuții au participat și directorul Biroului de Combatere a Drogurilor și coordonatoarea programelor Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională în Moldova. Discuțiile s-au axat pe ultimele progrese în dimensiunea reformei justiției și planurile de cooperare în următoarea perioadă. Polițiștii de frontieră au colaboratori de încredere în misiunile de combatere a infracțiunilor. Câinele Oscar a reușit să identifice un grup de persoane necunoscute care a furat un animal domestic din gospodăria unui cetățean moldovean. Descoperirea furtului a avut loc după doar 30 de minute de la sesizarea acestuia. Păgubitul a anunțat că i s-a furat porcul din coteț. Oscar a luat urma hoților și i-a prins imediat. Tranșa a doua din împrumutul de 150 de milioane de euro acordat de Guvernul Român vine la sfârșit de februarie. Guvernul României a aprobat în data de 16 februarie hotărârea care să permită acordarea celor 50 de milioane de euro. Solicitarea pentru a primi cea de-a doua tranșă a fost transmisă de Ministerul Finanțelor din Republica Moldova în ianuarie. Prima tranșă de 60 de milioane de euro a fost încasată de Moldova în august 2016. Prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, se întâlnește astăzi la Bruxelles cu președintele Consiliului European și cu președintele Comisiei Europene. Este prima vizită externă a premierului Grindeanu. Lupta împotriva corupției, supraaglomerarea din penitenciare, dar și controversatele ordonanțe 13 și 14. Acestea au fost subiectele principale ale discuțiilor pe care premierul Sorin Grindeanu le-a avut cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Oficialul european a vorbit despre necesitatea ca lupta anticorupție să nu aibă legătură cu politica de partid, în așa fel încât românii să fie siguri că în țară nu mai există corupție sistemică. First of all, I really welcome the fact that Emergency Ordinance 13 has been repealed. That's a very good step. Now, the advice we've given to the Romanian government is that in bringing the legal situation in order with, in line with the rulings of the Constitutional Court and in transposing EU legislation, international legislation, that this be done in a maximum openness
so that everybody who has an interest in this can be directly involved, can see what happens, can see exactly what is being done, so that we avoid any misunderstandings. În privința recomandărilor cuprinse în raportul MCV, Sorin Grindeanu spune că executivul de la București așteaptă lămuriri ca să știe exact ce are de făcut. Întrebat de viitorul ministru al Justiției, premierul a anunțat că ia în calcul numirea unei persoane neimplicate politic. Am avut discuții cu câteva persoane care au în acest moment un background profesional dincolo de orice contestare, care au arătat și au făcut în acest domeniu foarte multe lucruri. Probabil la începutul săptămânii viitoare, cel târziu la mijlocul săptămânii viitoare, o să fac o propunere și ar putea fi una, așa cum vă spuneam mai devreme, care nu face parte din coaliția de guvernare, adică este o persoană apolitică. Pentru premierul Sorin Grindeanu e prima vizită la Bruxelles de la preluarea mandatului și de la declanșarea protestelor de stradă. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți de la ora 17 emisiunea Obiectiv Comun. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare și un sfârșit de săptămână perfect. La revedere!